Astăzi jucăm Stumble Guys în anii 50. Poate vă întrebați cum adică în anii 50, cum în anii 50, că n-are nicio logică. După cum puteți vedea, avem skinul acesta, iar în câteva secunde numărăm până la 3, 1, 2, 3. S-a schimbat și culoarea și e totul alb negru acum, nu se mai vede. Nu mai putem să distingem culorile și așa. Și hai să vedem dacă ne descurcăm. Așa, am luat skinul ăsta, eu zic că ăsta e cel mai potrivit din toate pe care le-am eu pe aici. Să se potrivească cu trecutul, cu anii din trecut și așa. Uite, ăsta era potrivit la fel, dar na, dar uitați că l-am pe ăsta. Stai să intru acum înapoi și cam ăsta o să fie. Și hai să intrăm pe shop să luăm și noi free prize-urile astea de aici. Hai să vedem ce ne pică. Să ne pice legendară, oare. Dacă vă puteți da seama cum arată legendară aici. Ai bine, alb negru evident. Da, nu vrea să ne arate și nouă legendară pe aici pe ecran. Niște gemuri, 5 gemuri. Ok, free. Încă unul acum. Și dacă mai vreți episoade genul pe Stumble Guys, nu uitați să abonați, să dați seama, like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri pe care le vreți să le mai fac. Și mamă, vezi că era ca lumea ăla, chiar era ca lumea pentru trecut și așa, era domnul ăla ca la Monopoly. Era îmbrăcat ca la Monopoly, cum era caracterul din Monopoly, dacă le știi și așa. Și da, hai să intrăm într-un meci, să vedem ce putem face și obiectivul nostru de astăzi. Obiectivul este să câștigăm meciul și hai să vedem dacă câștigăm sau nu. Și prima hartă, Cannon Climb. Sper că am zis bine, Climb. Bă, stai, cum se zicea? Habar n-am. De fapt, na, lasă, nu mai zic nimic. Ok, harta asta este ușoară, e ușoară harta asta, deci eu zic că o să mă descurc și așa, hai să vedem, trece și ne pe... Bă, dați-vă la o parte, băieți, dați-vă la o parte. Mamă, ce mi-am luat-o, mi-a tras-o ăla, bă, hai mă, dacă nu mă calific la harta asta, sunt chiar, chiar nu mai zic ce sunt și așa, vă dați și vă seama. Hai să trecem și pe aici, bun, perfect, așa, sărim, hai să sărim și pe asta, bun, ne-am dus. Și ne calificăm chiar printre primii. Hai să mai facem o treabă pe aici, să sperăm că nu se califică alții înainte. Bam, și gata. Prima rundă am terminat-o cu succes. Și a doua hartă este... Bam. Tilefall. Hopa, Tilefall. Bă, dar stai că e totul alb negru și... Trebuie să ne dăm seama bine. O să-i lăsăm pe ăștia și așa. Ne dăm seama unde stau ei, de ce e verde. Verde și aici. De fapt, stai mă, că e ușor, nu e greu. Nu e greu, cream că e greu. Ah. Trecem și pe aici și pe aici. Și acum duceți-vă voi în față, băieți. Lăsați-mă pe mine în spate aici. Ia, ăsta, e aici. Da, mă, da, m-am calificat chiar primul. Hai, mai fac o treabă de asta. Hai să mă calific, pam, pam, pam. Dacă n-a fost chiar așa de greu, credeam că o să fie mai greu. Dar hai să vedem în ultima rundă ce se întâmplă. Mamă, am zis că trebuia să tac, nu trebuia. Mamă, retrag cuvintele. Acum e greu. Bă, nu supor harta asta absolut deloc, nu supor lavara și spuneți-mi dacă vouă vă place. Eu nu suport absolut deloc, nu-mi place absolut deloc harta asta, dar totuși sunt primul momentan. Că după în față să vedeți ce o să fie prăpădul de pe lume. Ia, hai să facem și noi o de-asta aici, trecem așa, bam, 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 hai că mă descurc, mă. Hai că mă descurc și trec și prin partea asta. Nu! Paolo, bă! Trec normal mai bine. Uite cum ia la în față, bă, și nu mai trec. Ia. Bam, bam, bam. Hai să trec eu repede acum. Hai că poate la pup ăsta vine un coace schelete. Nu știu ce culoare ești. Probabil alb. Mă, normal, nu știu, alb, negru. De fapt, stai că nu e. Ce schele sunt? Roșu. Și nu mai știu ce schele mai erau și așa. Ia, pe aici pot să... O să trec eu pe aici și să fac treaba asta? Ia să văd. Sunt curios și așa. Ia. Da, dar nu cred că merge. Oricum s-a calificat ăla. Pa. Bă, dacă nu cădeam acolo, mă calificam și eu, dar... Kneci 2010 a câștigat acel meci. Și, din păcate, n-am reușit să ducem până la capăt acest challenge, să câștigăm un meci, dar... Măcar... Ați văzut și voi cum e. Hai că am făcut și noi un dust, am făcut un level și hai să vedem cine pică. Mamă, să ne pici o legendară, cât de bine ar fi. Haide. Bam, bam, bam. Hai, legendară, te rog, 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 te rog. Rar. Motociclistul ăsta, red, uite asta scrie aici și așa. Și da. Din păcate n-am câștigat, dar nu-i nimic. Dacă mai vreți episoade de genul pe Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre challenge-uri pe care vreți să le mai fac pe Stumble Guys în următoarele episoade, deoarece mâine trebuie să postez un alt video și chiar nu știu ce. Spuneți-mi voi acolo în comentarii. Cum a fost Rafael. Pa, pa.